Bună ziua, vă prezentăm astăzi Samsung i5510 Galaxy, mai este supranumit și Galaxy 551. Culoarea pe care avem momentan și o să-i facem un review este Cream White, însă mai găsiți pe site-ul nostru și varianta Black. Trebuie să precizăm că este un telefon lansat la sfârșitul anului 2010. Are 117 grame, vine cu un display TFT capacitiv touchscreen în 16 milioane de culori, ce măsoară 3,2 inch sport de rezoluție 240x400 pixeli. Este un telefon pe slide. În partea jos găsim o tastatură full QWERTY fizică. Din punctul meu de vedere este un telefon foarte util pentru cei pasionați de rețele sociale sau respectiv cei care scriu foarte multe SMS-uri, MMS-uri și așa mai departe. Să mai precizăm că vine cu un accelerometru, un senzor pentru auto-rotate. Sistemul de operare al acestui telefon este Android. Mai exact, este vorba de Froyo, versiunea 2.2, peste care este adăugată interfața TouchWiz, versiunea 3.0. Trebuie precizat că se mișcă foarte bine, are un procesor de 667 MHz și în același timp vine cu o memorie internă de 160 MB, la care se mai poate adăuga un card microSD până la 32 GB. În partea de sus a telefonului stânga trebuie să observăm un senzor de luminozitate, respectiv de proximitate. În partea de jos găsim butoanele specifice Android, cel care începem prin planul meniu adițional, cel care începe la Home, la ecranul principal, respectiv Back. În partea în dreapta găsim un buton ce pune telefonul în standby, îl închide, îl deschide, respectiv îl pune în modul standby. Un ceai 3,5 minute pentru căști, găsim o mufă micro USB pentru a conecta un cablu de date, respectiv un încărcător. În partea în stânga găsim un loc pentru șnur, taste de volum, jos un difuzor, pardon, un microfon. Pe spate putem să observăm o cameră. Este una de 3,15 megapixeli care poate să facă poze la rezoluție maximă de 2048x1536 pixeli. Dispune și de autofocus. Are posibilitatea de a înregistra și QVGA la 15 frame pe secundă. Mai observăm un difuzor pentru redare multimedia, redare audio. Hai să intrăm și noi în meniu. Bineînțeles că putem să-l folosim atât în modul landscape cât și în modul portrait. În partea sus sunt aplicațiile și notificările cu care suntem obișnuiți la telefonul bază de Android. Am conectat și noi mai devreme telefonul la rețeaua noastră wireless locală. Telefonul mai vine și cu Bluetooth. Este vorba de versiune 2.0 cu A2DP. Putem să vedem că Bluetooth-ul e activat, respectiv și conectorul Wi-Fi. Telefonul este în modul standby, nu avem niciun SIM introdus. Este un indicatorul orei, cel al bateriei. Așa cum suntem obișnuiți la sistemele de operare Android, putem să customizăm ecranele principale prin widget-uri, comenzi rapide, fișiere. Putem să modificăm și fundalul, fără nicio problemă. Haideți să intrăm în aplicații. All Share este o aplicație ce ne permite să share-uim fișiere online, fișierele pe care le avem în calculator. Internet, este vorba de browserul nativ al telefonului. Automat se folosește de Google Search. Haideți să intrăm și noi pe site-ul nostru. O secundă până se încarcă pagina specificată. Ok, facem o căutare după cuvintele cheie telefonul tău. Mult mai ușor să folosim tastatura. Mult mai ușor să folosim tastatura QWERTY. Telefonul tău. De curând, cei de la Google au activat Live Search și pentru telefoane mobile. Deci, telefonul tău. Chiar automat când scriem telefonul, Google ne recomandă să intrăm pe telefonul tău. Durează puțin până se încarcă, internetul nu este extraordinar. Putem să folosim zoom pe telefonul. Primul site.
vreau până se încarcă. Putem folosi și pinch pentru zoom in, zoom out. Vrează până se încarcă site-ul nostru, că este destul de mare. Nu avem timp și nu are rost să stăm atât. Hai să revenim la meniul principal, să trecem în revistă și alte aplicații. Fișierele mele este practic un file explorer. E-mail, putem configura un client de e-mail cu push e-mail, setări de rețea, setări de apeluri, setări de sunet, ecran, locație și securitate, alte aplicații, setări pentru conturi și sincronizare, informații despre cardul microSD și alte și informații despre memoria internă, care așa cum am precizat este 260 de mega. Alte informații despre telefon, galerie de imagini, Gmail, Google Calendar, camera foto, rețele 3.15 megapixele, avem opțiuni diverse, temporizator, putem modifica rezoluția, putem insera diverse efecte, balanță de luminositate, grilă, bineînțeles puteți trece și pe modul video, Goal Latitude, care se folosește de Google Maps, Lyre, este un browser ce se folosește de augmented reality pentru a afișa în spațiul din jur informații despre diverse puncte de interes, Android Market, sunt momentan peste 110.000 de aplicații, note, muzică, trebuie precizat că telefonul are suport pentru fișiere MP3, VMA, AAC, AAC+, Navigare, este o altă aplicație care se folosește de Google Maps. News and Weather, este practic un cititor de feed-uri RSS și în același timp apar informații despre vreme. Telefonul se folosește de coordonatele GPS pentru a afișa vremea în jur și cât și știri, diverse știri. Google Places, Samsung Apps, Social Hub, bineînțeles că telefonul vine cu suport pentru rețele sociale, este vorba de Twitter, Facebook, MySpace, cele mai cunoscute site-uri, cele mai cunoscute comunități online, registrare voce, Voice Search, care momentan este limba engleză, Google Search, Google Talk, este bineînțeles un client de Messenger, manager de activități, ceas, telefonul vine și cu radio FM cu RDS, avem nevoie de căști pentru a putea asculta, YouTube, este bine cunoscutul player. Haideți să facem și noi o căutare după un video, să vedem cum se aude. Haideți să ne folosim tastatura QWERTY. Apare video în high quality. Hai să vedem la meniul principal. Am trecut și noi rapid în revistă acest telefon. Din punctul meu de vedere este un telefon ideal pentru cei care folosesc rețelele sociale. Putem să scriem foarte ușor mesaje pe acest telefon, să răspundem la comentarii și așa mai departe. Aceasta a fost prezentarea la Samsung Galaxy i5510. Pentru mai multe detalii, vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.